Bună seara! Bună seara, Transilvania! Bună seara, Maramure, satul mare, Dej! Dej, evident! Bistița Năsăud, Sălaj, Mureș, Alba și Cluj. Dragilor, bine v-am regăsit, Florin Otrocol, ora 21 și un minut. Avem un invitat în această seară, foarte, foarte tânăr, extrem de tânăr, enervant de tânăr, 19 ani. O să vedeți despre ce este vorba. Se numește Dan Anca. Îi spun bună seara! Bună seara și bine v-am găsit, vă mulțumim pentru invitație. Cu tot dragul. Domnul Dan Anca se ocupă, sau mă rog, hai să zicem, se ocupă cu investiția în oameni. Și de ce spun acest lucru? Domnia sa lucrează de 7 ani la Crucea Roșie, voluntar. Deci de la 12 ani și eu am avut aceeași reacție pe care o puteți avea voi la momentul acesta, sau poate că mă grăbesc eu când spun acest lucru, că ați putea avea o reacție de genul ăsta. Ce puteai să faci la 12 ani? Sau ce te-a putut determina să intri într-un proiect atât de mare și generos cum este Crucea Roșie? Bună seara încă o dată! Bună seara! Ce reprezintă Crucea Roșie pentru dumneavoastră? 19 ani, 7 ani de Crucea Roșie. Trebuie să încep cu asta și după aceea intrăm pe făgașul normal al discuției. Okay. Sunt un pic contrariat, credeți-mă. Mă înțeleg. Crucea Roșie pentru mine... În momentul de față, vorbind de 7 ani de voluntariat în familia Crucii Roșii, înseamnă destul de mult. Acolo am găsit o echipă tânără, o echipă de oameni de suflet, cu care am putut să lucrez, să colaborez în foarte multe proiecte pe care filiala Cluj le demarează în prezent și le-a demarat pe parcursul celor 7 ani, când am făcut eu voluntariat. Mai exact, ce face Crucea Roșie? Pentru cei de acasă, să știți că și eu am fost pus în fața unor confuzii cu multă vreme înainte de a afla exact cu ce se ocupă Crucea Roșie. Crucea Roșie, ca și obiect principal de activitate, are intervenția în situații de urgență. Inundații, cutremure, alunecări de teren, avalanșe de proporții mari. Pe lângă acest obiect de activitate, intervenția în situații de urgență, avem și partea de prim ajutor, pregătire pentru prim ajutor. În ultimii ani s-a dezvoltat și partea socială, campanii sociale, care la Cluj, pot să zic că le-am găsit la Crucea Roșie când am venit și eu ca și voluntar. În alte județe ale țării, nu știu să vă spun dacă se demarau la acel moment campanii sociale, dar la Cluj existau, erau 2 campanii destul de solide, Fi și tu Moș Crăciun înaintea sărbătorilor de iarnă și Dăruind vei dobândi înaintea sărbătorilor de Paște. Acum 2 ani, pe parte de social, Crucea Roșie Română, la nivel național, a demarat proiectul Banca de Alimente. În momentul de față, la Cluj, se desfășoară pe 5 hipermarketuri. Ca și beneficiar ai băncii de alimente, la nivelul județului Cluj, putem spune de un număr de aproximativ 2.000-2.500 de persoane și familii, cu o cantitate totală de alimente 25 de tone, aproximativ. Ok. Toate aceste 25 de tone provin din donații? Mare parte din ele provin din donații. Putem spune undeva la 10, maxim 15% sponsorizări. Sunt sponsorizări. Dar cea mai mare parte sunt donații. Undeva la 2500 de persoane, îmi cer scuze. Aproximativ 2500 care beneficiază. Asta înseamnă au beneficiat cazuri sociale, da? Exact, pe parcursul celor 2 ani de zile. Da, asta e clar, am înțeles. După cum vedeți, am pus și un banner aici ca să știți, a ști sau a nu fi. Destul de interesant, un pic shakespearian. A fi sau a nu fi este varianta corectă, shakespeariană. Primul ajutor Crucea Roșie, interesant. Spuneți-mi, vă rog frumos, am înțeles la dumneavoastră că interveniți în cazuri de calamități, în cazuri de situații de maximă urgență, să spunem, nu maximă urgență, ca asta de urgență, ambulanță, smurtul și saltele, în cazuri de maximă necesitate, să spunem așa. Exact. La câte, dumneavoastră personal, la câte intervenții ați participat în cei 7 ani? Dați seama, la 12 ani nu cred eu că ați putut face foarte multe, dar... Bineînțeles, n-am participat la intervenții de majore, când am înțeles. De când am devenit voluntar. Dar pe parcursul anilor am participat și la intervenții. Pot spune un număr de aproximativ 5 intervenții, 4-5 intervenții. În ce au constat ele?
Deocamdată, pe linie de Cruce Roșie, avem mai mult intervenții post-dezastru decât intervenție înaintea dezastrului, cum ar fi inundație, evacuare de populație sau bunuri. Cele post-dezastru înseamnă acordarea de ajutoare de primă necesitate, alimente de bază, pături, organizarea de spații pentru cazare, refacerea zonelor afectate prin curățenie, acordare de ajutoare populației pe termen lung și mediu, mediu și lung. Ajutoarele la Crucea Roșie de obicei provin din sponsorizări și donații, ceea ce înseamnă că sunt alimente sau îmbrăcăminte. Cu îmbrăcămintea există o problemă destul de majoră, pentru că nu tot ceea ce primim este de calitate. Este de calitate, iar în ultima vreme am renunțat la a mai colecta îmbrăcăminte din acest motiv. Spuneți-mi, vă rog, cum alegeți sau cum ajung donațiile pe care noi să le primiți și sponsorizările, sau așa să le numim, cum ajung la cei care, și nu mă refer cu transportul, cu autocamionul, cu camionul sau cu trenul sau, nu. Cum îi selectați pe cei care merită acest ajutor, care necesită acest ajutor, nu că îl merită, necesită? În situații de urgență... În situații de urgență am înțeles. E clar. Da. Dacă se constituie acele comitete pentru situații de urgență, știu, care stabilesc persoanele afectate și familiile afectate. Ca și cazuri sociale, colaborăm foarte bine la nivelul județului Cluj cu primăriile din întreg județul, dar pe lângă anchetele sociale și listele de cazuri sociale care există la primării, când mergem, luăm lista de la primărie, luăm o listă provizorie de la primărie, dar se face ancheta socială la fața locului. Deci, în momentul în care ajungem în comuna Valea Ierii, să spunem, mergem la familia X, care apare pe lista primăriei, inițial se face o anchetă socială, după care se stabilește dacă acea familie trebuie ajutată sau nu. Cineva care are nevoie de serviciile dumneavoastră poate apela direct la dumneavoastră? Bineînțeles, nu e nicio problemă, pe e-mail, telefon, scrisoare prin poștă, sediul nostru pe George Coșbuc, numărul 11. Bun. Să luăm un caz. Haideți să vorbim despre primul ajutor, odată și odată. Să știți că și eu am făcut cursurile astea când eram, și cred că mulți care sunt în generația mea l-au făcut când eram în școala generală, nu, în liceu. Le făceam la PTAP, n-ați prins vremurile alea, era pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Și făceam inclusiv cursuri acestea de prim ajutor. În ce constau ele? Practic, ce înseamnă acest lucru? Cum puteți interveni? O manevră Heimlich sau ce faceți exact? Ca și tematică, cursul de prim ajutor cuprinde resuscitarea cardiorespiratorie, tratarea fracturilor, arsurilor, otrăviri, intoxicații, înnec, manevra Heimlich. Asta este în mare tematica cursului. Bineînțeles, la fiecare dintre capitole se face atât cauza de la care a pornit necesitatea primului ajutor, cât și tratamentul, să zicem, a fracturii, a otrăvirii sau a fiecăruia. Se învață bandajele pentru fiecare dintre... Dar dumneavoastră, e foarte bine că faceți acest curs, îmi cer scuze, dar cred că mă lovește o răceală. Dumneavoastră faceți acest curs și interveniți numai în caz de, să spunem, de forță majoră, că se întâmplă ceva cu cel care este lângă dumneavoastră sau dacă sunteți într-o zonă. Altfel, pur și simplu, și cât de des faceți aceste cursuri? Voi cât de des repetați? Ca voluntare Crucii Roșii? Ca și voluntare Crucii Roșii, cursul se repetă undeva la 2-3 ori pe an. Ele, zic, se repetă de 2-3 ori pe an în sala de curs, dar se repetă aproape în fiecare lună la aplicații pe care noi le facem de regulă lunar. Ce înseamnă aplicații? Aplicații, simulări, situații de urgență, simulări pentru situații de urgență, unde sunt cazuri, de exemplu, alunecare de teren în comuna Florești, da? Avem din voluntarii de pe departamentul social, merg 10 persoane ca și victime, care mimează victimele. Ceilalți, detașamentul de intervenție la dezastre,
intervine, caută victimele la momentul găsirii, le acordă primul ajutor. Primul ajutor se acordă la fiecare victimă în parte, împreună cu supravegherea unui formator de prim ajutor sau instructor de prim ajutor, care în momentul în care vrei să faci o manevră, dacă nu-i în regulă ceea ce vrei să faci, te corectează și îți reexplică de ce trebuie făcut așa și nu cum ai vrut tu să faci. Deci putem spune că se repetă cumva lunar. La cursul de prim ajutor, partea cea mai importantă e partea practică. Ca și în orice domeniu, teoria toată lumea o știe, dar când ajungem să facem practic, deja e mult mai complicat. Bun, cu asta sunt de acord, trebuia că teoria practică ne omoară. Exact. Câți voluntari numără lor actuală Crucea Roșie Cluj? În momentul de față avem un număr de aproximativ 60 de voluntari activi și un număr de 150 înscriși. Și bugetul pe care l-aveți, un buget la dispoziție, nu știu, pus la nivel național sau cum vă descurcați? Nu există un buget. Bun, și dacă voi trebuie să interveniți undeva cu ce? Stabilit nu, dar dacă trebuie să interveniți undeva, de unde aveți bani? Cine vă suportă cheltuielile astea? Statul român? Statul român sub nicio formă. Iar la sponsorizări. Exact, sponsorizări și donații. Și cursuri de prim ajutor care sunt o sursă de venit. Da, bun, dacă predați la alții și așa, exact. Se înscrie lumea la 0264588888, dacă vreți să vă înscrieți la un curs de prim ajutor, dacă vreți să deveniți util. Uitați-vă până la el, 19 ani am invitatul în această seară, de 7 ani la Crucea Roșie. Spuneți-mi, deci aici am rămas, vă rog să-mi spuneți. La sursele de venit, la buget. Donații, sponsorizări și cursuri de prim ajutor. Am înțeles. Și la cursul acesta participă lumea, ca să vă întreba. Exact. Participă în ultima vreme, am avut destul de mulți cursanți. Putem spune că am organizat aproape în fiecare săptămână câte un curs cu un număr de minim 15 persoane. Vorbesc de ultima perioadă, ultimele două luni. Bun. Și aceste persoane provin din mediul privat sau vin ele? Cât costă un curs la dumneavoastră de genul? La filiala Cluj, cursul de prim ajutor costă 150 de lei de persoană, e un curs de 12 ore, de obicei se face în 3 zile, câte 4 ore, 3 după mese. Am înțeles. Și la el, de exemplu, există societăți care vin și se înscriu la dumneavoastră. Exact. Domnule, vreau să am și eu 4-5 oameni pregătiți. Nu doar că vrea patronul să aibă oameni pregătiți de prim ajutor, de la 1 ianuarie 2010 sunt obligate firmele să aibă personal instruit pe prim ajutor, conform normelor în vigoare. Asta o știați? Că eu nu știam. Deci așa este, mă, nu? Exact. Deci foarte interesant. În funcție de numărul de angajați, pentru fiecare firmă, întreprindere... Am înțeles. Așa, fiecare societate comercială. Este stabilit un număr de persoane instruite pe prim ajutor. Da, e foarte interesant. Bun. Spuneți-mi... Din donații și din... Știu că ați intervenit, am avut o emisiune la... Să fac o paranteză, am avut o emisiune la radio cu doamna director, Simona Bratu. Și tocmai în acea perioadă era acea campanie de adunare de ajutoare pentru sinistrații din Moldova, cu inundațiile, cu... Exact. În acea perioadă. Este Am înțeles. Poftiți? Este vorba despre vara anului trecut. Da, vara anului trecut. Da, corect, vara anului trecut. Iulie-august. Participă lumea, se implică? Noastră, acum, sunteți foarte tânăr, știți, așa, sunt un pic obligat să vă iau altfel decât aș fi luat o persoană mai de vârsta mea, știți? Trebuie să fiu mai atent un pic. Dar ideea este următoarea. Se implică lumea sau nu se implică? Eu, unul personal, sunt foarte revoltat de multe ori de, cum să spun, nepăsarea, de atitudinea, de indolența românului, dar așa suntem noi. Acum, dacă vă spun că istoria ne condamnă, o să mă certați, dar așa suntem noi, destul de indolenți. Dar știu că la necaz, românul țare. Așa și este. În campanii de genul celor pentru inundații, avem parte de o susținere foarte, foarte bună a locuitorilor din Cluj. Din județ. Din județ. În mare parte Cluj-Napoca, pentru că o campanie, un apel pentru victimele inundațiilor din Moldova sau din orice altă zonă,
solicită foarte multă parte logistică, pentru că se fac donații în mobilier, materiale de construcții, electrocasnice, ceea ce trebuie transportate, recondiționate cât de cât. Care necesită recondiționare. Exact. Și la nivelul județului, până în acest moment, noi nu am făcut campanii la nivelul județului, dar la nivel de municipiu Cluj-Napoca. Anul trecut am avut campania Cluj ajută victimele inundațiilor din Moldova, unde am fost, care a fost foarte bine primită de clujeni. Am reușit să facem 3 transporturi de ajutoare spre județul Botoșani, zonele afectate din județul Botoșani. Primul transport la sfârșitul lunii iulie, al doilea în luna octombrie anului trecut, iar cel de-al treilea în luna februarie, la începutul lunii februarie în acest an. Primul transport a fost compus din, vorbesc ca și mijloace de transport, 5 camioane cu ajutoare, mobiliere electrocasnice, alimente, îmbrăcăminte. Cu mențiunea, îmbrăcămintea a fost nouă. Asta a fost o sponsorizare, mă gândesc. Trecem, bine la matire. A fost o singură sponsorizare, dar a fost din sponsorizări, a fost îmbrăcăminte nouă. Ca și voluntari care au participat la distribuirea ajutoarelor în județul Botoșani, la primul transport a fost un număr de 33. Astea sunt detalii tehnice. Exact. Eu sunt de acord cu ele, dar pe mine mă interesează foarte mult să știu ce înseamnă implicarea la nivel de județ. Acum vorbesc cu clujenii. Ce înseamnă implicarea la nivel de județ? Dumneavoastră, care sunteți de 7 ani acolo, 7 ani înseamnă mult. Bine, mă rog, ați crescut, practic faceți parte din această echipă, ați crescut cu ei. Ați învățat foarte multe de la ei, ați primit o educație de la ei, vă spun eu, ca a doua familie. Alți părinți, cum ar veni, părinții de serviciu, să spunem așa. Cum ați simțit dumneavoastră, cum i-ați perceput pe clujeni vis-a-vis de, să spunem, orice acțiune a dumneavoastră? Care, clar, nu e nevoie să subliniem, dar o fac totuși. Acțiunile voastre sunt îndreptate către cei care au nevoie, către cei care sunt cazuri sociale și cei care sunt afectați de anumite calamități. Cum se implică? Din punctul meu de vedere, clujenii au fost foarte receptivi la toate acțiunile noastre. Cum vă promovați aceste acțiuni? Că eu foarte puțin am întâlnit Crucea Roșie să-și promoveze acțiunile. Bine, acum ați venit la noi, e ok, dar cum vă promovați aceste acțiuni? De obicei, acțiunile noastre sunt promovate în hipermarketuri. Avem acceptul hipermarketurilor pentru fiecare activitate pe care o desfășurăm referitor la colectarea de alimente, la donații de alimente. Mergem voluntari în hipermarketuri, distribuim fluturaș, informăm populația despre activitatea pe care vrem să o desfășurăm și de sprijinul de care avem nevoie. În mare, acolo se face promovarea Crucii Roșii. Se întoarce la primul ajutor. Știți, acolo sunt primul ajutor, distinse domn. Dar da, nu experimentați pe mine, că ar fi absurd. Deocamdată ar trebui să zic că mă simt mai în siguranță. Că am aici un tânăr de la Crucea Roșie. Știți, să-l acordați. Da. Vi s-a oferit vreodată ocazia să faceți acest lucru. Nu, ocazia între... No. Nu e un moment fericit pentru cel care căruia îi se aplică un prim ajutor, da? Vă întreb dacă ați avut vreodată ocazia. Da, am întâlnit o situație reală. Chiar la o simulare, participam la o simulare împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, o simulare de inundație în Săcuieu, în comuna Săcuieu. Și după terminarea simulării, eram încă în zonă, se făcea feedback-ul aplicației, iar o localnică din sat a venit să ne ceară ajutorul pentru că fiul dânsei s-a înțepat în picior cu o furcă. Ne-am dus 3 colegi, i-am curățat rana, i-am pansat-o și l-am dus la ambulanță, care l-a preluat și l-a dus la spital pentru a-i face investigații suplimentare. Apropo de chestia asta, mi-aduc aminte și pun o întrebare destul de stupidă, dar mi-aduc aminte de o chestie. Unul dintre testele psihologice pe care le-am dat la incorporare, ceea ce dumneavoastră n-ați trecut prin asta, era testul California, care presupune testul mic de 400 de întrebări, cel mare de 600. Testul California presupune să știi să minți. Deci, bine, eu o spun așa, la modul hilar acum, dar întrebările se repetă la un moment dat, pe 20-30 de întrebări apare iar aceeași întrebare, dar sub altă formă pusă. Și una dintre întrebările pe care se insista era dacă erai
Dacă reacționai negativ la vederea sângelui sau o chestie de genul ăsta, tot felul de întrebări stupide, testul ăla ai făcut de niște oameni inteligenți, mai inteligenți ca mine. Mă rog, asta este. Și asta vreau să vă întreb. Voi, cei care, voluntari care vin, dau un astfel de test. Ce trebuie? Care e condiția? Bine, prima te prezinți la sediu. Domnule, vreau să vin în schimb voluntar. Asta voluntarii și își plătesc cursurile? Să ne înțelegem. Voluntarii nu își plătesc cursurile. Deci cei care vin și se înscriu la curțile roșii ca voluntari, nu. Cursul de prim ajutor pentru voluntari se fac după o perioadă de minim 6 luni în care voluntarul să demonstreze că vrea să fie voluntar. Pentru că ne-am confruntat cu situații în care avem contracte și în momentul de față avem contracte de voluntariat încheiate, iar pe la sediu nici măcar o dată n-am mai ajuns să facă o activitate de voluntariat. A venit doar și a încheiat contractul, probabil urmărea scopul curs de prim ajutor gratuit. Voluntarii nu primesc certificat la absolvirea cursului. Persoanele care își plătesc cursul vor primi un certificat. Exact, primesc un certificat la terminarea cursului. Din acest motiv nu mai facem cursurile de... Șarlatanii sunt peste tot, domnul meu. Am înțeles. Exact. Ce fac cei care vin la dumneavoastră în primele 6 luni? În primele 6 luni se implică în activitățile care le avem. Nu pot să vă spun că în următoarele 6 luni vom avea doar campania Banca de Alimente și intervenții. Am înțeles. Activități. Depinde ce activități. Ca la orice servicii. Într-o zi stai, într-o zi ai ceva de făcut. Exact. Bun. Deci asta fac ei. Și după 6 luni se inițiază în prim ajutor. Cum se inițiază și pe partea de prim ajutor. Foarte interesant. Eu sunt un pic surprins de ce mi-a spus dumneavoastră. Nu de faptul că au venit oamenii și s-au înscris și n-au mai dat deloc pe acolo. Asta pot să înțeleg că suntem români. E ok. Să știți că chestia asta tot timpul o spun. Nu vreau să denigrez neamul românesc și trebuie să explic și telespectatorilor, dar pur și simplu la noi se întâmplă mai des decât la alții și e mai vizibil. Că peste tot e la fel, dar la noi parcă e un pic altfel, mai accentuată ideea. Zic, dacă înțeleg, probabil că singura logică care o pot eu deduce, intui în cazul de față, este că probabil or fi unii care consideră că dacă au un curs de prim ajutor și îl trec la CV, își găsesc mai ușor de lucru. Poate e aberație ce am spus, poate că nu. Dar e foarte interesantă chestia asta. Deci, cine vrea să vină la dumneavoastră, vine la dumneavoastră, 6 luni. Are nevoie de o adeverință de la locul de muncă sau școală, își încheie un contract de voluntariat și participă la activități. Foarte interesant. Deci nu există niciun test în prealabil. Înainte de a lua publicitate și după publicitate vom discuta despre proiectele în care sunt angrenați acum cei de la Crucea Roșie Cluj, mai am o întrebare. Există printre, nu voluntar, că e mult spus, dar hai să zicem, printre echipa de acolo, sau există, nu, există oameni care vin la dumneavoastră și care, să spunem, sunt condamnați pentru infracțiuni minore și care trebuie să facă ceva în slujba comunității, un serviciu în slujba comunității. Nu ne-am întâlnit cu astfel de cazuri deloc. Ar fi interesant. Ar fi interesant. Vorbim de infracțiuni minore, nu vorbim. Deci, eu știu, acum pentru infracțiuni minore vorbim de... Na. Bun, luăm o pauză publicitară și revenim imediat. Bună și seara din nou, Transilvania. Vă reamintesc invitatul de astăzi, priviți-l cu atenție, enervant de tânăr, cum am spus când am început emisiunea, domnul Dan Anca, 19 ani, de 7 ani la Crucea Roșie, lider la tineret, la voluntari tineret, a fost și liderul... Departamentului social. Foarte interesant. Departament social. Adică vă ocupați, făceați anchetele acelea sociale sau? Exact. Anchete sociale, campanii sociale, care implică pachete cu alimente, colectare de alimente, distribuire de alimente. Da, e ok. 4 iulie. E o zi importantă pentru voi. Hai să vorbim un pic despre ea. Exact. Pe 4 iulie 2011, Societatea Națională de Cruce Roșie din România împlinește 135 de ani de activitate. 4 iulie la Cluj va fi, spunem noi, marcat printr-un eveniment. Vrem să organizăm un spectacol folcloric la Casa de Cultura Studenților, iar în perioada 16-23 iunie organizăm împreună cu Biblioteca Centrală Universitară din Cluj
o expoziție de fotografie, medalii, cărți, referitor la Crucea Roșie. Voi și masonii. Continuați, continuați. În data de 22 iunie vom avea în holul casei de în holul Bibliotecii Centrale Universitare o demonstrație de prim ajutor. Așa ne-am gândit noi să fie marcat 4 iulie la Cluj. Bun. Am înțeles de la doamna director că va cânta Veta Biriș, Dumitru Fărcaș. Da, Veta Biriș, Dumitru Fărcaș, am înțeles Sava Negrean Brudaș, cu ceva de gen. Mișto. Marcel, ai auzit? Tu ești cu populara, trebuie neapărat să fii acolo. Să-ți dea acceptul cei de la Crucea Roșie dacă au venit să facă emisiune aici cu noi. Să ne lasă să filmăm, să dăm niște clipuri de la spectacol. Sava Brudaș cu Negreanu, Veta Biriș, Fărcaș. Nume mari mai aveți? Din câte știu eu, nu. Din câte știu dumneavoastră, nu. E regulat. Barack Obama vine? 4 iulie, ziua Americii, nu? Nu. E ocupat cu ziua Americii, nu? Da, da. Stăteam acum și mă gândeam când ne spuneați ca un spirit de glumă. 4 iulie, ziceam, cu 135 de ani, era 1886. Dacă mă ajută matematica, sau 76, mai bine zis, 135 de ani. Da, că e cu 1876. Oh, când era război de recesiune la americani, recesiune de... Da, am rămas cu recesiunea, ați blocat și eu. Da, multă vreme. 4 iulie. E bun. În 14, când ziua Franței, nu faceți nimic deosebit? Nu, nu. Nu? Nu. 23 august? Nici 23 lumesc. August. Lumesc. Deci, cei care sunt interesați pot să participe la spectacolul la Crucii Roșii cu ocazia aniversară, 4 iulie, dacă am reținut bine, Casa de Cultură Casa de Cultură a Studenților. Da, în sala mare. În sala mare. E ok. De la ce oră? De la ora 18, dacă bine rețin. Și ce invitați aveți? Adică nu ce invitați la nivel național, mă refer din cei care fac parte din Crucea Roșie, nu? Că asta am discutat-o. Cine participă și face spectacolul, am înțeles. Am adresat o invitație fostului președinte al Crucii Roșii Române, domnul Nicoară. Care Nicoară? Nu, Marius Nicoară. Da, da. Nicolae Nicoară. Nicolae Nicoară, am înțeles. Să sperăm că ne va onora cu prezența. Asta am o curiozitate. De asta știți cine e Marius Nicoară? La 19 ani știți cine e Marius Nicoară? Sunteți preocupat de politică sau v-ați întâlnit cu el sau cum? Consilier județean la Cluj, nu? Nu, nu, este senator la actual, a fost președintele Consiliului Județean. Dar e interesant că ați auzit de Marius Nicoară la o vârstă la care dumneavoastră trebuie să faceți altceva. Deci la o vârstă la... Colegii dumneavoastră ce fac, domnule Anca? Probabil că... Acum ați terminat clasa, să spunem acest lucru. Acum, domnul Anca, acum a terminat clasa a 12-a. Deci colegii dumneavoastră ce fac? În orice caz, ceea ce nu faceți dumneavoastră, fac ei. Exact. Își trăiesc viața, își trăiesc adolescența, nu viața, adolescența. Exact. Probabil că învață în momentul de față pentru bacalaureat, care urmează peste 2 săptămâni. Da. Deci... Succes! Și dumneavoastră aveți bacalaureat. Da, da, da. Mulțumesc. Da. Nu știu care e. Ei sau dumneavoastră? Unii dintre voi au avut parte, adică ei sau dumneavoastră, ați avut copilăria întreruptă mai devreme, știți? Da, e ok. Foarte, foarte, foarte interesant. Bun, da? Și interesant să știe de Marius Nicoară, mă rog, când alții au alte preocupări. Că dacă întreb un tânăr, știți cum era? Pe vremea mea, dacă întrebam un tânăr, când eram eu în liceu de vârsta dumneavoastră, să știți că știam foarte multe. Știam foarte multe pentru că nu aveam alternative. Dar acum, cluburi, internet, cafenele, terase, să spunem pe șleau că vorba aceea tineretul și începe viața sexuală pe la 14-15 ani, deci sunt alte vremuri. Noi ce aveam? Biblioteca, parcul, cinematograful unde venea filme rusești și mai scăpau câte un film american din 1900 toamnă. Deci ca așa era, câte un clasic de ala, așa? Exact. Dar voi aveți atâtea alternative. Etnobotanice, deci, vreau să spun. Ați văzut știrea aceea cu etnobotanicele? Că am problema astăzi la primul ajutor. Cu copilul ăla de 10 ani care își... Nu. Care își injectează etnobotanice și care zice, mă simt ca și cum aș avea burta plină de ciocolată. Jesus Christ, în ce lume trăim, nu? Ce țară, ce lume. Dar să fim mai chiar am zis, e destul de șocant. La 10 ani etnobotanice... Dar vă faceți probleme. Dacă se întâmplă ceva, știți să interveniți, nu? Mă gândesc eu. Hai, fiți mai relaxat. Exact. Și mie mi-e un pic cam greu cu dumneavoastră, că sunt prea tânăr. De obicei eu sunt obișnuit așa să... Fiu mai aspru, da? Na, asta e. Haideți să vorbim despre proiectele care le aveți în legătură cu... la Valea Ierii vreți să faceți un centru? Exact. Bine. La Valea Ierii vrem să facem un centru de pregătire
pentru voluntari, dar nu numai, pentru prim ajutor și situații de urgență. Deocamdată acest centru este la nivel de proiect, care în următorii 2 ani sperăm să se concretizeze într-o bază foarte frumoasă de pregătire. La nivel de proiect înseamnă că acum îl deseneați? Nu voi, arhitecții, sau ce fac? Exact. La nivelul ăsta. Exact. La nivelul de desen. Dar unde aveți voi bani pentru așa? Cam cât, la cât se ridică investiția? Vedeți, dacă vă știți să răspundeți la întrebarea asta? Sau știe doamna director? O sumă mai exactă vă poate spune doamna director, dar din câte am înțeles, undeva la 300.000 de euro se ridică investiția de acolo. Soft! Ușurel! Adică nu ați bani. De unde aveți banii ăștia? Problema e că nu-i avem. Deci asta e problema majoră, fondurile. Vrem să accesăm fonduri europene sau fonduri nerambursabile. În mod normal, pentru chestii de genul ăsta, se cam obțin bani, știți? Și Crucea Roșie... Și noi sperăm să obținem banii. Haideți să vă zic o chestie foarte interesantă pe care am trăit-o eu personal și iar spun din experiența mea și iar o să mă certe lumea, dar e legat de Crucea Roșie. 91-92 mi-am făcut niște analize, nu mă simțeam eu foarte bine și am fost catalogat ca suspect de leucemie. Vă zic ca idee. Bun. Eu oricum nu pun preț pe boală, deci și dacă sunt fază terminală, așa s-o dement și defect, îmi văd de ale mele. E, dar totuși nu mă simțeam eu foarte bine și mi-am zis, bă, du-te la București și fă-ți niște analize unde trebuie, nu ți le fă, că aici dai cu punul în masă și aparatura aia sare, îți dă peste cap, nu e ok. Bun. E, în drum spre București, întâmplarea face să cunosc în trenul spre București o domnișoară care lucra la Crucea Roșie. București. Și nu dăm nume, nu insistăm. Și vreau să vă spun că atunci mi-a zis, mi-a lăsat o carte de vizită, bine, și era tot voluntar, nu avea carte de vizită cu Crucea Roșie. Lucra și pe ceva așa, pe la o ambasadă, nu știu, ceva de genul ăsta. Și mi spune domnișoara, uite, dacă aveți nevoie sau... Și într-adevăr se dovedește că aveți leucemie, că eram destul de abătut așa, eram un pic speriat, eram mai vârstă ca dumneavoastră un pic, aveam 21 de ani. Și îmi zice, dacă aveți nevoie, uite, eu pe linie de Crucea Roșie poate reușesc să vă rezolv cu un transplant de măduvă undeva în Elveția sau în Italia. Se poate așa ceva? În afară, Crucea Roșie... Nu, dacă voi puteți interveni în cazul de genul ăsta. Nu. Interesant. Eu aș spune că domnișoara respectivă nu bătea câmpii. Dar era o problemă în altă vreme. Probabil la nivelul anilor 90. Nu cred că s-a schimbat mare lucru, distinse domn. S-au schimbat lucruri în privința colaborării cu Crucea Roșie Internațională la nivel de filiale. Atât. Adică? Adică după anii 90, după Revoluție, în anii 90, Crucea Roșie Germană a avut o delegație din partea Comitetului Internațional de a sprijini Crucea Roșie Română pentru dezvoltare și organizare. Și multe filiale din țară și-au consolidat legătura cu Crucea Roșie Germană, Crucea Roșie Italiană și au continuat parteneriate. Ei, prin aceste parteneriate, probabil că au fost filiale care au putut facilita și acest gen de activități. Nu vi se pare interesant, iar da să remarc ceva, nu vi se pare interesant că distinsul domnă în ce an sunteți născut? 1992. Noastră vorbiți de evenimente care s-au petrecut imediat după Revoluție, știți, care noastră, da? E bine că le știți și că vă interesează. Da, e foarte, foarte interesant. Deci, până la urmă, nu se mai pot face acele aranjamente, nu aranjamente, că aranjamente m-au spus, acele... Hai să spun aranjament de ajutorare a unui om aflat într-o situație critică. Nu. Adică mă refer, cum un transplant de măduvă, o operație chirurgicală, nu se poate implica o nevoie tot felul de oameni, de tot felul de bine, că vedeți că sunt atâtea cazuri care... Avem și în ziua de astăzi cazuri care vin să ceară ajutorul, dar nu ne putem implica pe partea. Bun, filiale locale, dar filiala națională se poate implica? Deci nu asta puteți spune la un caz. Sincer, nu pot să vă spun, nu cunosc dacă a existat vreo implicare a sediului central în... Nu, dar zic, dacă vine cineva la dumneavoastră și apelează cu un caz de ăsta mai dificil, medical, dumneavoastră
puteți să faceți o recomandare către Crucea Națională, către Crucea Roșie București, unde e sediul central, da? Și ei să puteți face această solicitare ca ei să rezolve problema sau să se implice la nivel internațional? Noi putem să aducem în atenția lor, da? Da, 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 mă rog. Mai mult de atât, nu. Ceea ce, ce pot să vă spun că face sediul central este vorba de căutări persoane. Sunt persoane din țară care nu și-au mai văzut sau nu mai știu nimic despre rudele lor din știu eu ce țară de foarte mult timp și atunci solicită ajutorul Crucii Roșii. Asta se poate face la fiecare filială, se depune o cerere tip care are conține detalii despre persoană, ultimele... Face și astfel de chestii, deci vă ocupați, da, de găsire, este de reîntregirea familiei, cum ar veni? Exact, exact. Există un departament la nivel național, căutări persoane, așa se numește departamentul. Acest lucru se face prin sediul central, prin Comitetul Internațional și prin sediile centrale ale celorlalte societăți naționale. Din alte țări vorbesc, societăți de Cruce Roșie din cele din alte țări. E asta, cred că am intrigat pe cineva, că avem un coleg sau poate chiar pe doamna director. Bună seara! Bună seara! Doamna director, brată, da? Directorul filialei de Cruce Roșie. Să rămână! Vroiam să fac o completare la ceea ce a spus Anca Dan, referitor la spectacolul pe care noi îl organizăm pe data de 4 iulie. Vă rog. Este un spectacol caritabil. Scopul acestui spectacol este strângere de fonduri pentru baza de pregătire pe care noi dorim să o organizăm la Valea Ierii. Așa cum spunea și Dan, investiția este puțin mai mult de 300.000, ne apropiem către 500.000 de euro. Deci e nevoie de fonduri, nu numai fonduri europene, dar avem nevoie și de sprijinul clujenilor, autorităților locale, chiar și a celor centrale, pentru a realiza această primă bază de pregătire la nivel național. Am înțeles. Cam asta era completarea pe care eu doream. Dar e foarte importantă completarea asta, să știți, care i-a scăpat domnului Ianca. Sau n-ați făcut temele cu el, știți? El este foarte bine documentat, este voluntarul. Am sesizat. În 5 decembrie a fost numit și voluntarul anului la filiala de Cruce Roșie Cluj. Deci este liderul de tineret și la nivelul filialei noi colaborăm, adică executivul cu partea... cu voluntarii. Noi ne consultăm în toate proiectele și programele pe care le desfășurăm, pentru că forța Crucii Roșii o reprezintă voluntariatul. Și fără ei chiar n-am putea... Am înțeles, doamna director. Din câte, din cunoștințele mele, care s-ar putea să fie greșite, dar nu cred, sunt 4 cluburi Rotary și 4 cluburi Lions. Ați luat legătura cu ele pentru a vă susține cu ocazia zilei de 4 iulie. N-am înțeles cu cine m-ați întrebat dacă am luat legătura. Sunt 4 cluburi Rotary și 4 cluburi Lions. Da, cu clubul Rotary, președintele Crucii Roșii, filiala Cluj, este membru al clubului Rotary, la Huiedin. Și dânsul va lua legătura cu acest club și sperăm să fim și ajutați de dânsii. Președintele cine? Părintele? Părintele Mircea Dejeu, de la Bucea. Exact. Da, da, da. Părintele în clubul Rotary. Deci noi sperăm să avem sprijinul și acestor membri ai clubului Rotary și nu numai a lor. Deci pe cine ați invitat dintre personalități la această manifestare? Deci pentru 4 iulie ne așteptăm să fie prezenți reprezentanți ai prefecturii, Consiliului Județean, Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a primăriilor din județ, a primarilor, dacă se poate, din orașe, comune cu care noi colaborăm, unde avem subfiliale deschise. La nivel național, având în vedere că peste tot se va sărbători ziua de 4 iulie, din reprezentanții sediului nostru central, nu o să avem prezența niciunuia, pentru că în 3 iulie se va organiza o gala Crucii Roșii la București. Președintele, fostul președinte al Crucii Roșii Române și din cunoștințele noastre, singurul care este în viață, așa cum a spus și Dan, este domnul Nicolae Nicoară, dânsul aproape că a confirmat prezența.
Și în rest, invitații vor mai fi din partenerii noștri, colaboratorii noștri, instituțiile statului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, firme private care ne-au sprijinit în campanii. Sperăm să avem o prezență numeroasă, să zic așa, și în ceea ce privește oficialitățile județului Cluj. Ideea este că, cu toate că este un act de caritate ceea ce faceți dumneavoastră, deci acest spectacol este și pentru strângerea de fonduri, pentru faptul că sărbătoriți cei 135 de ani de activitate. Totuși, eu zic că a trebuit multă lume. A trebuit să vă promovați foarte bine acest eveniment. Și să știți că a trebuit să scuturați un pic băieții ăștia care își închipuie că fac legea mai mult sau mai puțin la orice nivel. Ca să știți că au de unde. Da, unii au. Suntem în perioadă de criză. De câte ori ați auzit asta? În ultima vreme. Suntem în criză, doamna director. În criză? În ultimii 2 ani. Suntem tot în criză. Așa-i? Dar mai este o vorbă. Crucea Roșie se dezvoltă în perioade de criză. Ajutorul de care populația are nevoie de la Crucea Roșie crește în asemenea perioade. În ceea ce privește promovarea, sperăm să avem sprijinul mass media clujană să ne promoveze acest eveniment, în așa fel încât Casa de Cultura Studenților, sala cea mare, să fie plină și să fie cu adevărat un concert caritabil și să reușim să pornim această bază de pregătire de la Valea Ierii cu banii, da, pe care vom reuși să-i adunăm. Ce întrebare am la dumneavoastră? Aveți cumva un spot de promovare a acestui spectacol, ceva? O să vorbesc cu colegii mei de la departamentul de publicitate, poate vă ajutăm cu o promovare gratuită, să nu parteneri media, că nu cred că ne interesează, dar pur și simplu Crucea Roșie, totuși. Dacă aveți, vă ajutăm cu tot dragul. Mulțumim, mulțumim mult. Noi până data de 15 iunie va trebui să terminăm toate materialele în ceea ce privesc afișe, fluturaș, broșurile pe care le vom edita și în care vor fi menționate istoricul Crucii Roșii, principii, activitățile noastre din ultimii ani, proiectele de viitor. Și după data de 15 iunie, dacă ne-ați făcut oferta de a încerca să ne promovați, o să... Cu tot dragul, o să vorbesc cu colegii mei, dar nu cred că este o problemă. Și vă mai promit o chestie care, ce ține de mine, eu fac. Și eu să înțeleagă o dată pentru toată lumea, pentru toată una lumea, că eu sunt ein mein ein Wort, sunt din Sibiu și sunt ca nemții. De săptămâna viitoare o să preiau un pic ciclu cu anumite personalități din toate județele, nu numai din Cluj, și să știți că când o să vină câte o personalitate din Cluj, câte o oficialitate sau ceva, o să le spun de această inițiativă a dumneavoastră și de faptul că n-ar fi rău să dea cu condica de prezență acolo, știți, să dea cu susemnatul. Am participat, acum chiar dacă nu cotizează, dar nu știți niciodată de unde sare iepurașul. Nu știți niciodată cât de aproape spaștile de voi. Vă mulțumim tare mult. Oricum, noi avem acum în derulare un tot așa un fel de proiect de strângere de cotizații inițiat de Societatea Națională de Cruce Roșie, prin care primăriile pot deveni, și nu numai primăriile, și firme private pot deveni membri cotizanți ca persoane juridice. Și pe această parte vom avea nevoie de sprijinul autorităților locale. Da. Vă mulțumim tare mult. N-aveți pentru ce. Eu vă mulțumesc pentru intervenție și vă doresc mult succes. Nici n-am vrut să vă deranjez, știam că sunteți foarte ocupată. Și de-aia n-am îndrăznit să vă deranjez la telefon. La revedere. O seară frumoasă și spor la treabă. Vă spun eu că doamna director încă mai trage tare, că are foarte multe de făcut. Tinere domn. Ați venit de aici cu tema nefăcută, cu strângere de fonduri, cu... Acum nu cu tema nefăcută, că glumesc, știți, dar așa... Trebuia să spuneți că este un lucru important. Eu când aud de strângere de fonduri și când aud de chestii de genul ăsta, știți, așa... Mă încântă. Vreau să-i văd și eu pe ăștia, cum... Bagă mâna în buzunar, așa, și zice, mă, stai să văd și eu. Mă, eu sunt elefant, dacă îmi scop buzunar, les lefter, nu-i vorba de aia, dar... Sunt alții care au. Sunt alții care au și sunt alții care pot și credeți-mă că orice sumă într-o chestie de genul ăsta cu 300.000 de euro sau costă mai mult decât am să-l dau la director, o să adună, sunt bani mai mulți. Exact. Bun, domnul meu, uite, mai avem
4 minute de emisiune, 3-4 minute de emisiune, să pun la loc casca ca să-mi aud colegii din regie, că dacă nu o să, iar o să mă certe că nu-i aud. Dar puteți să lași imaginea, regia cu mine căutând un casca, care e problema? Suntem o televiziune liberă, regională și liberă. Bun, revenind, tinere domn, ce proiecte de viitor aveți? Și acum vă întreb așa, personal, cred că veți îmbătrâni la Crucea Roșie, nu o să luați pensii de aici, că sunteți voluntar, dar ați fost ales voluntarul anului, felicitări. Deci, mulțumesc. Ce proiecte aveți de viitor? Referiți la proiecte personale? Evident. Pentru viitor urmează înscrierea la facultate, bacalaureatul în prima fază, înscrierea la facultate și după aceea putem vorbi de proiecte de viitor. Dar vicii aveți? Fumați? Nu. Beți? La chefuri, bineînțeles. Regia. O colegă de regie mă întreabă la ce facultate. De la Politehnică, că l-am întrebat eu. Exact. La ce facultate? Că Politehnică are multe facultăți. Nu știu. Multe secții, multe profile. La ce profil? Nu v-ați gândit? Facultatea de electronică, telecomunicații și tehnologia informației. Cred că asta e numele. Adică că nu știți, o și las așa. Nu, cred că asta e numele complet al facultății. Spuneți-mi, colegii dumneavoastră de la școală știu că vă ocupați cu chestia asta în timpul liber. Bineînțeles. Și cum, anul trecut i-am implicat și pe ei într-o activitate a Crucii Roșii. Am organizat împreună cu conducerea școlii, conducerea Colegiului Tehnic de Comunicații Augustin Mai, unde am absolvit cele 12 clase, o simulare de incendiu într-unul din corpurile școlii. Unde bineînțeles că au fost implicați și colegii mei, fiind evacuați din clădire, unii dintre ei au mimat ca și victime. Interesant. Nu v-au pus la panouri de onoare. Deci poate voi credeți cei de acasă că eu sunt ironic. Dar chiar nu sunt ironic. Chiar merită aplauze acest tânăr și sincerele noastre, a mele personale, felicitări, pentru faptul că la această vârstă are preocupări umane, pe care mulți dintre noi le-am uitat. Mi-ai pierdut vocea și m-a spus răcesc, asta este. Tinere domn, eu ce să spun, îți doresc foarte mult succes, vă doresc foarte mult succes în activitate. Dacă doriți și aveți, hai să spun eu, doza necesară și curajul necesar să transmiteți un mesaj clujenilor și atenție. Bine, clujenilor în speță, noi emitem pe 7 județe, deci v-am văzut și cei din Baia Mare, Satu Mare, Salaj, Bistrița Năsăud, Alba și Mureș, care se uită. Un mesaj pentru clujeni, veniți, înscrieți-vă, fiți voluntari. Așa știți că au mai fost aici, studenți la medicină, cu donează sânge fie rău, au mai fost aici tineri care se ocupă de astfel de proiecte. Dar bine, erau mediciniști sau așa mai departe, dar dumneavoastră sunteți chiar așa cum se spune eu. Cum ați ajuns acolo? Din proprie inițiativă? Din familie nu, vi se nu, trage? Cum? Nu, din familie nu, din proprie inițiativă nu. Am ajuns prin profesoara mea de biologie, doamna Sabina Tot, care este și vicepreședinte al filialei în momentul de față. Era o campanie socială de Crăciun, Fiște Moș Crăciun, despre care povesteam mai devreme. Și ne-a întrebat la școală dacă vrem să ajutăm Crucea Roșie, să mergem în magazine, să informăm lumea despre această campanie și ulterior să participăm la distribuția de alimente. Și am zis, da, de ce nu un weekend, două zile, la sfârșit de săptămână, nu costă nimic. Un mesaj aveți pentru telespectatorii noștri? Pentru clujeni îi așteptăm în număr cât mai mare la evenimentul de pe 4 iulie, iar pentru restul spectatorilor din celelalte județe, susțineți Crucea Roșie în continuare. Doamnelor și domnilor, dragilor, mulțumesc foarte mult pentru prezența în fața televizoarelor. Sunt Florin Otrocol. În seara asta am discutat cu un tânăr de la Crucea Roșie și eu vă spun foarte sincer. Întotdeauna am fost mândru când am citit despre performanțele olimpicilor români. Dar când văd și astfel de tineri, parcă merită. Parcă merită mai mult decât orice să mai rămân prin țara asta. O seară plăcută, sunt Florin Otrocol, ne revedem și reauzim mâine seara, începând cu ora 21, rămânesc cu Transilvania Națională.